Acum câteva luni apă canal Căușeni a înaintat Agenției de Reglementări în Energetică prognoza noilor tarife pentru apă și canalizare. Urma analizei ARE a determinat un tarif de 19,93 lei pentru un metru cub de apă și 23 de lei și 10 bani pentru un metru cub de canalizare. Asta înseamnă că consumatorii casnici care au apă și canalizare achită din această lună 43 de lei și 3 bănuți. S-a majorat apa de la 14 lei la 19 lei și 93 de bani. Și atât pentru apă potabilă și pentru servicii publice de canalizare și evacuare a pluvuzate, de la 13,67 la 23 de lei și 10 bănuți. Asta pentru populație. Pentru consumatorii non-casnici, prețul la apă potabilă a rămas același, adică 26,56 bănuți, dar pentru servicii publice de canalizare și evacuare a pluvuzate s-a majorat pentru consumatorii non-casnici cu 10 bănuți, adică 23,53 și 10 bănuți. Înseamnă că populația de pe data de 12, luna a 6, a fost publicată în monitorul oficial, populația va plăti 43,03 și 0,3 bănuți pentru servicii public de alimentare cu apă potabilă și pentru servicii public de canalizare și evacuare a pluvuzate. Și consumatorii non-casnici vor plăti 49,65 pentru apă și canalizare. Șeful întreprinderii municipale Apă Canal Căușeni spune că noile tarife au fost calculate în baza cheltuielilor. Asta pentru că majorarea tarifului la energie electrică și darea în exploatare a stației de epurare din oraș a supus întreprinderea la cheltuieli enorme. Vă știți că la sfârșitul anului 2021 cu mult s-a majorat energia electrică, dar tot utilajul nostru, necătând la aceea că noi am schimbat ultimii ani utilaj mai performant, mai econom, tot una în 2020 s-a început construcția stației de epurare, 2021 s-a finalizat și în 2021 lucrează la stația de epurare, treapta mecanică și biologică și consumă foarte multă energie electrică. Dacă în 2021, până la scumpirea energiei electrice, noi plătim pe toată întreprinderea undeva în jurul la 100 de mii, nu mai mult de 100 de mii, după majorarea prețului la energie electrică, noi plătim 240-300 de mii pe lună. Adică totul pe bază de energie electrică. Pompele, dobândirea apei din pământ, pompele care pompează la consumator, stația de epurare lucrează non-stop, suflanței. Numai pe stația de epurare noi plătim lunar 86.000 de lei. Când dacă lucrează treapta mecanică, plătim mai puțin. Acum se pune treapta biologică și plătim mai mult. Luba Vrabie spune că are apă potabilă mereu la robinet. Este foarte gustoasă și nu se întrerupe niciodată. Afirmă că achită lunar în jur de 100 de lei pe factura care îi vine de la Apă Canal. Nici mai mult, nici mai puțin, zice femeia care recunoaște că economisește ori de câte ori are ocazia. Asta e cam rău, că noi chiar bătrâni pensia, avem 2000 și tătă, dar spun la părlagele, la este, întâi și o dăm. Dar cartofii nu le dăm, înainte le dăm, spun că avem stiși de astea făcute. Crantul așa, când mai spălăm, mai... uneori chiar și aduc și la păsări, aduc la fântână din drum. Și Dumitru Apostol spune că noile tarife îl va afecta. Dacă în anii precedenți își mai iriga din când în când grădina, de acum încolo se va ruga de ploaie. Ia că îmi plouă, am basen și îmi cu apă de ploaie. L-aș falat la aici, l-au udat pe la gelină. Deputat este din Bărești 50.000, pensia asta. Dar plata de nouă, peste 2000. Căușănenii recunosc că majorarea tuturor prețurilor și tarifelor îi afectează, afirmând totodată că economisesc cum pot. Nu-i greu, nu-i foarte greu. Dar dacă, cred că așa a venit timpul. Ar fi de dorit să dai în jos prețurile, dar nu avem cine ne bate. Nu e normal, desigur nu e normal. Dacă așa sunt realități, știm. Da, unii familie mare acolo merge mult și apă și, da, pentru mine una singură nu e mare problemă, cred că un 5 lei la, că eu mult nu consum, da, asta e.
Decizia ANRE a intrat în vigoare din 12 iunie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.